Criticați pe internet pentru că ar avea simpatii legionare, copreședinții AUR, George Simion și Claudiu Târziu au comentat povestea la Marius Tucă Show. În momentul în care voi spuneți că Călin Georgescu este candidatul nostru de prim-ministru, ștampila de legionar fascist s-a lipit. Atât timp cât în discursuri pe Facebook și așa mai departe, spune că este, are drept eroi pe Ion Antonescu și pe Corneliu Zelea Codrea. L-am propus pentru că a fost singurul specialist care a articulat o viziune pentru România. Ne-a plăcut acea viziune, suntem în răspăr cu tot sistemul ăsta, care, fiind el corect politic, nu s-a abținut de la a jefui țara 31 de ani. Nu de asta am ajuns aici, pentru că au condus legionare. Nu, pentru că au condus niște băieți care se dau foarte democrați. Corneliu Zelea Codreanu a fost liderul mișcării legionare din România interbelică, mișcare cu un caracter antidemocratic și antisemit. Ion Antonescu a preluat conducerea statului și a format guvernul împreună cu mișcarea legionară după abdicarea regelui Carol al II-lea. Atât Codreanu cât și Antonescu au fost executați pentru atrocitățile comise împotriva minorităților. Da, vorbim foarte ușor de lucrurile astea. Nu suntem singuri pe lume și în Germania vorbesc băieții de neonazism foarte lejer. Eu știu că în lege se pedepsește cu închisoarea promovarea unor valori ale mișcării legionare sau ale naziștilor. Nu prea ai voie să ieși pe stradă și să, nu știu, să ai steag și banner cu Hitler. În schimb, am văzut la meciurile de fotbal bannere mari, cât toată peluza așa cu Antonescu. Sunt multe semne de întrebare. N-am văzut un răspuns clar din partea acestui domn pe care l-am văzut mai devreme, lider al partidului AUR, ceea ce te poate duce cu gândul la faptul că băieții ăștia chiar cred în niște povești dintr-o lume bolnavă rău de tot. Anii 40, 35, 40 în Europa au fost niște ani teribili. Vorbim foarte ușor așa de legionari. Ce făceau ăștia? Și promovau valorile neamului, da? Ok, mai omorau niște oameni pe stradă, nu contează asta, știi? Am văzut la ce poate duce extremismul. Niște semne de întrebare pe care le am eu cu privire la acest partid. Eu nu înțeleg cum adică cum promovează ei ideea asta de unire, de unitate, da? Pentru că ei asta spun și Basarabia, toți românii să trăiască, toată lumea să trăiască fericit aici în țară, când sunt niște băieți care, repet, că am tot spus-o, afară cu ungurii din țară, cântat, este un slogan cântat de băieții ăștia. Mă întreb care e unitatea. Părerea mea este că vorbesc strict în cuvinte cheie, în termeni care prind la public această unire cu discursul, cu siguranță. Această unire cu Basarabia plus această supremație a românilor în Europa, dacă vrei, pentru că vorbesc inclusiv de asta. E netul plin de daci și de toate tâmpeniile astea care au tot circulat în ultimii ani. Ei au mers pe cuvinte cheie, cum spui și tu. Pe cuvinte cheie. Pe faptul că Europa ne-a jefuit țara și foarte, foarte multe astfel de teme care au lansat cât se poate de foarte, foarte multe controverse. Acum, și eu nu cred că vor merge pe asta în continuare. Eu cred că odată ce ajung să aibă discuții oficiale prin Parlament sau discuții pe care le vor avea și mâine cu Klaus Iohannis, discursul se schimbă, se atenuează puțin. Publicul lor ăsta de pe Facebook, la care poți să te duci cu lucruri de genul Antonescu, șeful nostru și afară cu ungurii din țară, ăsta rămâne, dar au nevoie să mai ia public și chiar mi se pare o strategie bună politic, așa vorbind. Sper totuși să nu trecem așa ușor, noi ca societate, peste lucrurile astea cu... Sincer, eu cred că este strict o chestiune de moment ce se întâmplă acum. Se bucură de acest val mare de popularitate. Vedem că în interiorul partidului există membrii care au demisionat. Este o membră de partid care și-a dat demisia. A spus că ea crede în continuare în ideea de unire cu Basarabia, dar preferă să lupte pe cont propriu. Și aici e cumva o disonanță, pentru că tu ai câștigat acum cu partidul tău posibilitatea de a schimba niște lucruri, da, ajunge în Parlamentul României și brusc demisionezi pentru că vrei tu să lupți pentru Basarabia pe cont propriu. Ce e asta?
Plus că știm, inclusiv George Simion a venit la câteva zile după alegeri, a spus, nu, noi nu suntem dușmanii nimănui, îi iubim pe toți, sunt toți frații noștri. Deci, cred că e strict o chestiune de tatonare de, teren. Cu George Simion și cu băieții din galerie, din grupul pe care îi conduceau, repet, pentru maghiari numai de bine aveau. În fiecare meci, cum poți să vii să spui că noi suntem și cu ăștia, am putea să facem o alianță cu ei. Păi care mai este doctrina ta de partid, ce mai promovezi de fapt? Sunt multe, multe întrebări legate de partidul ăsta, de-aia de fiecare dată când apare o știre pe net sau un live pe Facebook, vine publicul buluc, vedem asta în măsurătorile pe care le avem, lumea interesată de povestea AUR, pentru că până la urmă e o poveste de succes, cu o strategie de comunicare de succes. Asta e cheia. Cred că asta e, de fapt, cheia mai importantă decât doctrina pe care o au ei. Că asta cu doctrina la eu partide, cred că, de fapt, eu nu prea o cred. E un semn de întrebare pentru întreaga clasă politică. Ce s-a întâmplat, ce se întâmplă cu românii care cred în strategia aceasta de comunicare a AUR, unde a fost pierdută această masă de populație, unde s-a rupt legătura dintre partidele mari pe care le-am avut și respectivii oameni, deși au găsit acest refugiu. Mulți oameni politici au spus săptămâna asta, imediat după alegeri, că noi nici nu știam de partidul ăsta, n-am auzit niciodată. Lasă-mă să cred că Marcel Ciolacu îl cunoștea pe George Simion și înainte, pentru că nu vine să cred că un personaj care îi era necunoscut până duminica trecută merge acum, astăzi, să negocieze cu, nu, Dita Mai, șeful unui partid, celui mai mare partid din România, PSD.